Anul acesta avem probleme majore cu Limac și ei reprezintă o problemă atât de importantă încât și presa națională a scris mai multe reportaje despre ei. Au distrus numeroase grădini, au mâncat răsaduri complet și asta s-a întâmplat și în cazul nostru cu acest minichivi mascul de minichivi siberian. Este vorba de Actinidia colomicta. El se numește Adam, așa se numește soiul, este un mascul. L-am cumpărat în anul acesta, în aprilie, l-am plantat și apoi l-au mâncat, de n-au mai rămas decât o singură rămurică din el. Și am o sugestie pentru dumneavoastră dacă vă confruntați cu această problemă. Nu e aspectoasă, dar e sănătoasă și anume am pus o plasă de la legume. Aceasta este o plasă de la ceapă. Și am protejat crenguța, care a dat un lăstar nou. Între timp, lăstarul a ieșit din crenguță și cu ajutorul crenguței a reușit acest lăstar să crească fără să fie mâncat de limax și în acest fel să-i asigure supraviețuirea plantei. Așadar, puteți încerca cu plasele de la legume să vă protejați plantele de limax. Mult succes!